Tămăriți și binecuvântați să fie tot. Amin. Am spus-o și în alte rânduri, repet, în dimineața aceasta, atunci când o familie din biserică aduce copilașul la binecuvântare, este o sărbătoare nu doar pentru familia respectivă, ci pentru toată biserica locală. Pentru mine este un motiv de mare bucurie și mă bucur că în dimineața aceasta, pentru o atmosferă de sărbătoare, am oportunitatea să țin la momentul potrivit în brațe pe această fetiță frumoasă pe care Domnul a adăugat-o în lista binecuvântărilor pe care le-a dăruit familiei Sfântului Cipru și Sorei Carmen. Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Amin. M-am sfătuit cu fratele Gicu atunci când i-am vizitat, foarte recent, și ne întrebam noi dacă nu cumva ar fi mai bine ca în dimineața aceasta să facem întâi binecuvântare și după aia să rostim predica potrivită pentru această lucrare. Am ales totuși în cele din urmă să vorbesc întâi din Cuvântul lui Dumnezeu și la urmă să chem peste fetița aceasta în numele Domnului. Făcând așa, mi-asum un risc. S-ar putea să nu-i placă predicatorul, s-ar putea să nu-i placă nici predica și atunci când o să vină vremea să o țină în brațe, să țipe. Dar îmi asum și riscul acesta. Cuvântul pe care l-am citit în dimineața aceasta este un cuvânt pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, pentru că noi aici am avut foarte multe lucrări de felul acesta. Și la multe dintre ele, noi am citit aceste patru versete din Efeseni, capitolul 6. Sunt patru versete și uitându-mă la ele statistic, am constatat că doar unul dintre cele patru se adresează părinților, iar trei se adresează copiilor. 25% din textul pe care l-am citit în dimineața aceasta vorbește părinților, și 75% vorbește copiii. De cele mai multe ori, de când am folosit pasajul acesta, m-am adresat părinților și probabil că și în dimineața aceasta voi avea un mesaj mai scurt pentru părinți și apoi voi vrea să am un mesaj puțin mai amplu pentru cei care sunt copii. Părinților, Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta și de fapt de când a fost scris și până astăzi, părinților le spune să nu-și întărâte copiii la mânie, ci să-i crească în mustrarea și învățătura Domnului. Nu voi vorbi despre felul în care părinții pot, conștient sau inconștient, să dezvolte această stare în viața copiilor lor, numită mânie. Biblia ne oferă câteva exemple de părinți care n-au lucrat cu înțelepciune și și-au întărâtat și au provocat copiii la mânie și au dezvoltat în caracterul lor, în formare, această trăsătură a iuținii, a mâniei. N-am să vorbesc în dimineața aceasta despre această latură. Am să spun că părinților, Cuvântul lui Dumnezeu le cere să-și crească copiii în mustrarea și învățătura Domnului. M-am întrebat de multe ori și probabil că v-ați întrebat ca și mine, oare de ce întâi este menționată mustrarea și apoi învățătura? După logica noastră omenească, am socotit că întâi trebuie dată învățătura. Și dacă vedem că ea nu prinde sau se lovește de încăpățânare sau de împotrivire, de un sentiment de respingere, atunci să intervenim cu mustrarea și poate câteodată să ajungem chiar și la o pedeapsă fizică. Însă Cuvântul lui Dumnezeu așează lucrurile aici diferit și ne spune că întâi vine mustrarea și apoi învățătura Domnului. Oare de ce e așa? Am un răspuns și s-ar putea să fie cel corect. În lumea în care noi trăim, de obicei, trăsăturile nepotrivite apar mai repede decât trăsăturile frumoase și de dorit. În lumea în care trăim,
ogorul, înainte de a da o cultură folositoare, dă buruiană. Și pentru ca să poți cultiva într-un ogor ceva cu folos, trebuie întâi să te ocupi să îndepărtezi de acolo nu doar bolovanii, rădăcinile, ci și plantele care nu sunt folositoare, bruienile. Nu a fost întotdeauna așa. Numai de la cădere încoace. De la cădere încoace lucrurile se întâmplă în felul acesta. Înainte de căderea omului în păcat, lucrurile nu au fost chiar așa. De aceea, câteodată, trebuie să, adică, descoper mereu și dumneavoastră că părinți descoperiți la fel, că întâi apară în viața copilașilor, a copiilor noștri, trăsăturile pe care nu le-am dorit. Le descoperim în ei, deși nu le-am săvit noi în ei. David când spune că în păcat l-a zămislit mama lui, el nu încearcă să se disculpe de o anumită vinovăție înaintea lui Dumnezeu și nu încearcă să-și blameze părinții pentru falimentul pe care tocmai îl experimentase el. David exprimă acolo o realitate. Când ne naștem în lumea aceasta, ne naștem cu o înclinație teribilă spre păcat. Și lucrul acesta devine evident încă din primele luni de viață ale unui copilaș. De aceea, întâi trebuiește mustrarea. Ultima dată când am vorbit la un eveniment de felul acesta, mi-aduc aminte că am făcut un fel de survol peste câteva cuvinte ale Domnului din Cartea Proverbelor. N-am amintit atunci toate proverbele pe care le aveam în minte să le amintesc, dar atâta cât am amintit și cât am spus, totuși am accentuat această latură a responsabilității părinților de a-și mustra copiii și de a-i îndrepta, de a-i disciplina așa cum trebuie. Nu mai țin minte dacă am ajuns și la versetul acela care spune în Proverbe 29:15, dar am să-l reiau acum pentru că este un proverb foarte important. El exprimă un adevăr extraordinar de important. Și aș vrea să pun întrebarea, credeți că acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat? Credeți că el este potrivit și pentru vremea noastră? Nu iaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Toate surorile și toți frații care sunt părinți în poporul lui Dumnezeu sunt încredințați că acest cuvânt este adevărat. Problema este însă că nu prea mulți îl aplică. Și cei mai mulți, mai ales în ultima vreme, merg pe varianta a doua. Îl lasă de capul lui, socotind că atunci când va mai crește copilul, el se va îndrepta singur. De cele mai multe ori lucrul acesta nu se întâmplă. De aceea părinții trebuie să-și facă datoria. Și nu insist prea mult aici, pentru că nu vreau să rămân în amintirea dumneavoastră ca predicatorul care întotdeauna își învață ascultătorii să-și bată copiii. Vă reamintesc doar că trebuie să ne facem și datoria aceasta în a-i educa și a-i disciplina și este nevoie de mustrare. Pentru că dacă nu aplici mustrarea, dacă ești o fire foarte îngăduitoare față de slăbiciunile, lipsurile, abatele copiilor tăi, vei culege mai târziu niște roade care te vor face să plângi. Dar aș vrea să mă duc puțin mai departe și am să spun că părinților cuvântul lui Dumnezeu le cere să-și crească copiii în învățătura Domnului. Asta înseamnă că învățătura care ține, dacă vreți, de religie, primele lecții de teologie, îngăduiți-mi să mă exprim așa, trebuie părinții să le aibă în vedere și să le sădească în viața copilașilor lor. Vedeți, după Revoluție în România, unele lucruri s-au schimbat în sistemul de învățământ. Până la Revoluție, până în decembrie 1989, în școlile din România, profesorii de biologie, una într-una și una într-una, ne spuneau că noi ne tragem din tot felul de viețuitoare primare. Că suntem un rod al evoluției. Dar odată ce a venit Revoluția și s-a părut că s-a schimbat regimul,
În programele școlare au început să apare și, apară și discipline cum ar fi religia. Și au început să apară pe acolo fețe bisericești și slujitori ai cuvântului. Nu întotdeauna fețele bisericești sunt și slujitori ai cuvântului, dar au apărut și unii și alții prin școli ca să predea religie copiilor noștri. N-a trecut însă prea mult de atunci și când am bătut la porțile Europei să fim primiți într-un spațiu în care noi eram deja de când ne știm, comunitatea europeană a început să miște puțin lucrurile și în România și religia care a fost așa de populară în perioada de după Revoluție a început să fie iarăși marginalizată și nu va trece mult până vor scoate iarăși cu totul în afara programelor școlare. Ce am vrut să spun cu asta este că uneori societatea este favorabilă învățăturilor despre Dumnezeu, de cele mai multe ori societatea nu este favorabilă și sunt împrejurări în care societatea devine chiar ostilă învățăturilor despre Dumnezeu. Dar părinții creștini, în orice situație, în orice conjunctură, în orice împrejurări, ei trebuie să-și facă datoria. Ei trebuie să sădească în inima, în cugetul, în conștiința copilașului pe care l-au căpătat de la Dumnezeu, învățătura Domnului. Și Domnul zic să-i binecuvânteze pe toți părinții să facă lucrul acesta. Însă, vreau să vă spun, îmi place să spun lucruri pe nume. Eu sunt încredințat că aproape toți părinții creștini sunt preocupați să dea o învățătură sănătoasă copilașilor lor, băieților și fetelor. Sunt încredințat că toți și-ar dori copiii lor să devină oameni ai lui Dumnezeu și se pune întrebarea cum se face atunci că de multe ori părinții încearcă și de foarte puține ori sau nu întotdeauna reușesc să transmită învățătura și să modeleze un om pentru împărăția lui Dumnezeu. Adevărul este că de multe ori noi compromitem prin viața pe care o trăim, prin mărturia pe care o dăm în fața copiilor noștri, învățătura pe care le-o transmitem cu gura. Am cugetat de multe ori la cuvintele Domnului Iisus, cuvinte cuprinse în Predica de pe munte, în Matei capitolul 7, veți găsi cuvintele acestea. Domnul Iisus adresează un cuvânt de mustrare unuia care vrea să scoată paiul din ochiul semenului său, dar nu-și dă seama că în ochiul lui are o bârnă. Domnul Iisus nu-i interzice omului acelui să se ocupe de problema semenului său, ci îi spune, înainte de a te ocupa de problema semenului tău, asigură-te că poți face lucrul acesta, că vezi de zlușit. Nu te apuca să rezolvi o problemă în viața altuia, dacă în viața ta este o problemă cel puțin la fel de mare sau poate una mai mare. Și dacă lucrul acesta de obicei îl aplicăm la relațiile dintre creștini în biserică, dintre noi și frații noștri, îngăduiți-mi să vă spun că lucrul acesta se aplică foarte des, mai des decât în biserică, se aplică în familie. Pentru că în virtutea slujbei la care Domnul m-a chemat pentru o vreme, am avut oportunitatea să discut cu foarte mulți copii și cu foarte mulți tineri și adolescenți. Și aici, dar și în România. Și când m-am apropiat de ei cu gând să le spun, măi, tu nu așa ai fost învățat în casa părintească, să știți că unii dintre ei mi-au închis gura și mi-au spus deschis, frate, de la părinții mei nu prea pot să iau lecții, pentru că, știi, prima revistă de felul acela, eu am văzut-o acolo, sau acolo, sau acolo, și am rămas încremenit, vă mărturisesc, n-am mai avut îndrăzneală să le vorbesc acelor tineri. Dar ei semnalau o anumită realitate. Ei se uită la noi și chiar dacă nu au curajul pentru o vreme să ne spună ce observă, ce concluzii trag, ei se împietresc și se închid față de învățăturile pe care noi vrem să le transmitem și învățăturile acelea negreșit sunt bune și am vrea să-i îndreptăm bine. Dar noi ne-am compromis în fața copiilor noștri de multe ori pentru că au văzut la noi lucruri care nu trebuiau să se vadă și nici nu trebuiau să existe. Vă dau un exemplu. Dacă eu, locuind la bloc, într-o zi mă uit pe vizor că a bătut cineva la ușă sau a sunat la sonerie și îmi dau seama că este o persoană cu care n-aș vrea să vorbesc, aș vrea să evit persoana respectivă,
Mă duc în salon, mă duc în dormitor și spun copilului meu, băiatului meu sau fetei mele, du-te și răspunde tu. Tată, dar ce să-i spun? Spune-i că nu-s acasă. Și copilul merge, deschide ușa, se uită la musafir. Tu cine doriți? Păi cu butare, cu tatăl tău. O zi să vă spun că nu-i acasă. Acum vreau să vă spun, musafirul ăla pleacă. Își dă seama că nu vrem să vorbim cu el și el pleacă. Și noi să potim că am scăpat de el pentru câteva zile. Și în câteva zile se pot schimba multe lucruri. Dar vreau să vă spun că tocmai am căzut în ochii copiilor noștri. Vei vrea să-i spui copilului tău mai târziu să-ți spună întotdeauna adevărul și te bățuiești la el și te răstești la el și spui, ascultă, pe mine tu să nu mă minți, că eu pentru minciună te pedepsesc, tu mie să-ți spui întotdeauna adevărul. Și o să uită la tine și spune, așa cum le-ai spus și tu alaltă, la fratele cu tare care a venit după banii împrumut, și ți-a închis gura. Și te întreb, de ce nu prind învățăturile la copiii noștri? E trist, dar de multe ori se întâmplă că noi le facem urechea să fie închisă față de învățăturile acestea. De aceea, cine vrea să-și crească copiii în învățătura Domnului, trebuie să dovedească el însuși prețuire pentru învățătura Domnului. Am zis că nu vorbesc prea mult, părinților, pentru că trei sferturi din cuvântul din dimineața aceasta se adresează copiilor. Aș vrea să vă spun că vreau să mă adresez în dimineața aceasta tuturor celor care se încadrează în această categorie. Și cine se încadrează în această categorie? Toți cei care au părinți încă în viață. Ei sunt copiii lor și se încadrează în această categorie. Și copiilor din dimineața aceasta care mă ascultați, indiferent că sunteți la vârsta preșcolară, sau sunteți adolescenți, sau tineri, teenager, aș vrea să vă spun, să vă vorbesc despre un lucru despre care se vorbește foarte rar în ultima vreme și foarte important. Cinstirea părinților. Despre cinstirea părinților, poate că unii ați socoti că despre subiectul ăsta ar trebui să se vorbească la școala duminicală sau la o întâlnire de, poate, de tineret sau în altă împrejurare. Nu știu când voi avea oportunitatea aceasta, dar vreau să vă spun că în dimineața aceasta vă am aici, sper că încă nu v-am adormit și mă auziți ce vreau să vă spun. Cinstirea părinților este o învățătură biblică. Și este o poruncă a lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că mi-a fost dat să aud un frate predicator care spunea deranjat ce cu atâtea poezii și cu atâtea cântări despre mamă în casa lui Dumnezeu. A vrut să-l întreb, dar ce-i rău în asta? Ce-i rău în asta? Dumnezeu ne-a poruncit și ne-a învățat, ne-a cerut insistent să ne cinstim părinții. Învățătura despre cinstirea părinților, încă o dată subliniez, este o învățătură scripturală și este o poruncă a lui Dumnezeu. Primul lucru pe care am să-l aduc ca argument este faptul că în Decalog, care este chintesența poruncilor și a învățăturilor lui Dumnezeu, sinteza lor, există o poruncă exact așa sună. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești multe zile în țara pe care ți-o dă Domnul. Și vreau să remarcați un lucru. Porunca aceasta este așezată înaintea poruncilor să nu furi, să nu ucizi, să nu bea curvești, să nu depui o mărturie mincinoasă împotriva fratelui tău, să nu poftești niciunul din lucrurile care aparțin fratelui tău. Înainte acestor porunci este așezată porunca să-l cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Una din întrebări cu care ne lovim mereu, de care ne lovim mereu, este aceasta. Câtă vreme avem datoria aceasta să ne cinstim părinții? Uitați-vă acolo, în Exod capitolul 20, că acolo e răspunsul. Am citit cu atenție această poruncă a Domnului, a cincea din Decalog, și n-am găsit exprimată acolo, n-am găsit exprimat un termen de garanție
a calității de părinte, dincolo de care o limită de timp, dincolo de care părintele este considerat ieșit din garanție, expirat, nepotrivit să-l mai ascult, să-l mai cinstești. Nu este așa ceva. Nu este așa ceva. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că decalogul este un set de porunci pe care Dumnezeu le adresează adulților, oamenilor în toată firia. Nu i-a dat Dumnezeu lui Moise patru porunci privitoare la Dumnezeu și privitoare la ziua de odihnă și i-a spus după aceea, Moise, hai să includem și o poruncă pentru copii. Nu e adevărat, nu s-a întâmplat așa. Toate poruncile din decalog se referă la adulți, se adresează lor. Și adulților, chiar și adulților, li se cere prin cuvântul lui Dumnezeu să-și cinstească tata și mama. De ce ar trebui copiii să-și cinstească părinții? În primul rând, pentru că este o poruncă a lui Dumnezeu. În familie și în societate, Dumnezeu a așezat structuri de autoritate, a delegat autorități. Și în familie, autoritatea o reprezintă tata și imediat sub autoritatea tatălui este autoritatea mamei în raport cu copiii. Dumnezeu a rânduit această structură de autoritate în familie. Și atunci când tu asculți de această structură, asculți de fapt de cel care a așezat această structură. Implicit, când nu asculți de această structură, tu nu asculți de cel care a instituit în familie această structură. Acesta ar fi primul și cel mai important motiv. Dumnezeu ți-a cerut așa. Și Pavel va veni și va spune apoi, fraților, vedeți, aceasta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și în decalog am căutat și nu mai este încă o altă poruncă să fie însoțită de o făgăduință. Păgăduința aceasta nu a așezat-o Moise. Să zici, Moise a vrut el, omenește, să întărească o autoritate. Nu. Păgăduința aceasta care însoțește porunca a așezat-o chiar Dumnezeu. Și ce vrea să spună Dumnezeu prin acest cuvânt este următorul lucru. Eu mă uit la relația ta cu părinții tăi și dacă ceea ce văd la nivelul relației dintre tine și părinții tăi, dintre tine și tatăl tău, dintre tine și mama ta, dacă ceea ce văd acolo este după placul meu, este după voia mea, se potrivește cu ceea ce eu am cerut în poporul meu, eu te voi binecuvânta. Implicit, dacă nu sunt mulțumit de ceea ce văd, nu voi revărsa și nu voi da binecuvântare. Copiii noștri și tinerii noștri ar trebui să înțeleagă foarte bine adevărul acesta. De multe ori se gândesc la ce școală să meargă, ce profesie să-și aleagă, cum să-și facă ei plan de viitor ca lucrurile să meargă bine, să fie împliniți, nu-i rău. Însă, dacă planurile acestea nu țin seamă de această cerință a lui Dumnezeu, nici școlile, nici diplomele, nici titlurile, poți să ai 3 masterate, poți să ai 3 doctorate. Dacă Dumnezeu nu-i mulțumit, tinere, de relația ta cu părinții tăi, Dumnezeu nu te va binecuvânta, și diplomele nu vor putea înlocui binecuvântarea lui Dumnezeu. Să fie clar lucrul acesta. Dumnezeu a poruncit copiilor să-și cinstească părinții. Întâi pentru că așa rânduit el structurile de autoritate și unde nu sunt respectate structurile de autoritate se ajunge de vreme la anarhie și ejale acolo. În al doilea rând, Dumnezeu ține seama de responsabilitatea pe care o așează pe umerii părinților și spune Dumnezeu că este drept ca ei să aibă parte de cinstire din partea copiilor lor. O mamă este o făptură care e în stare de sacrificii extraordinare. Am auzit cu toții cel puțin una, dacă nu mai multe, istorisiri despre mame care au fost în stare să sară în casă cuprinsă în flăcări ca să-și scoată de acolo copilașul. Chiar dacă gestul acela avea să le strice frumusețea fizică, exterioară, pentru toată viața. Multe au rămas cu cicatrici, dar frumusețea sufletului a strălucit mai tare.
tații n-aș vrea să le fac vreo nedreptate și ei merită să fie cinstiți, pentru că pâinea, așa lui Dumnezeu, Creatorul, să fie câștigată cu prudă și sudoare. Pâinea nu trește pe câmp și nici în copaci, să mergem doar să o culegem, se câștigă greu. Și tinerilor și adolescenților aș vrea să le spun că haina frumoasă pe care o îmbracă atunci când se duc la școală, încălțămintea aceea în care se simt confortabil, au apărut în casă pentru că a fost cineva care a vorbit pentru ele. Pentru că s-a lăsat cineva pe el însuși sau pe ea însăși deoparte ca să le cumpere copiilor. Dragi tineri și dragi copii care mă auziți în dimineața aceasta, băgați bine la cap cuvintele acestea. Voi nu știți câte sacrificii au făcut părinții voștri ca să plece din România, să vă asigure vouă aici un viitor mai bun. Să aveți un tricou pe care scrie Nike sau mai știu ce Adidas. Aș vrea să vă spun că lucrurile acestea nu vin de la sine. Lucrurile acestea sunt câștigate de părinții voștri. Tata și mama au prudit pentru ele. Ce să mai vorbim despre nopțile nedormite petrecute la căpătâiul unui copilaș bolnav? Când țipă toată noaptea și nu știi ce să-i faci, numai o mamă mai rezistă acolo. Și face față. Și de aceea merită să fie cinstită. Cum am putea să-i cinstim pe părinții noștri? Sunt multe feluri. Mai întâi de toate, am putea să-i cinstim ascultând de sfatul și povața lor. Pavel, tocmai asta și spunea la începutul capitolului 6. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Sunt copii care spun, nu pot să ascult de tata, nu pot să ascult de mama, ei nu înțeleg vremurile pe care trăim, ei sunt în lumea lor, nu mai pot să ascult de ei. Spuneam, ascultarea de părinți nu este prevăzută doar pentru o perioadă. Întotdeauna părinții știu mai bine ce e bine pentru tine decât prietenii de pe stradă, decât profesorii de la școală, decât prietenii pe care nu i-ai întâlnit niciodată în real life și ți-ai făcut pe Facebook. Părinții sunt mai aproape de tine. Să vă cinstiți, să vă ascultați părinții câtă vreme îi aveți în viață. Mulți își aduc aminte de porunca aceasta după ce și-au pierdut părinții sau s-au dus, le cumpără flori, se duc o dată pe an la poate vreun cimitir, vorbesc în diferite ocazii despre părinții lor și spun cât de buni erau și mă întreb de multe ori, dar atunci când au fost în viață, când i-ați avut la îndemână, ați făcut lucrurile acestea? A spus vreodată mamei un cuvânt de mulțumire pentru faptul că în zor de zi, deși s-a plătat poate după miezul nopții, în zor de zi prima care se trezește și aleargă cu grăbire și la frigider și la tămar să pregătească ceva pe masă, să ai ceva să pui în geantă? Cuvintele acestea de mulțumire sunt cuvinte extraordinare, dacă le rostim atunci când trebuie. Dacă le rostim când este prea târziu, nu mai au niciun folos. Mi-am adus aminte de o întâmplare și prima dată am vrut să citesc pasajul acesta, după care m-am răzgândit. 1 Samuel, capitolul 17, ultimele 4 versete din capitolul acesta. Capitolul 17 din 1 Samuel vorbește despre lupta lui David cu Goliat. Toți știm pasajul acela aproape pe din afară și știm cum David a repurtat o biruință glorioasă și odată cu el și poporul pe care el îl reprezenta. Numai că acest capitol 17 se încheie cu o lecție. În cele 4 versete din finalul capitolului se repetă de 3 ori aceeași întrebare. Și întrebarea era aceasta. Al cui fiu este tânărul acesta? Întreabă Saul pe Abner, căpetenia oștirii. Și Abner zice, pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Era important al cui fiu era tânărul acel. De 3 ori este pus această întrebare în 4 versete, dovadă că era o întrebare foarte importantă. Și David, din cei 8 copii ai lui Isai de Betleemitul, a fost singurul care a adus cinste tatălui său.
căci s-a spus că este fiul lui Isai, Betleemitul. Mai erau trei fii din familia aceea, acolo, în armată. Dar ăștia trei au stat tăcuți în armată, acolo, prin corpuri, în vreme ce David a ieșit să lupte și a vorbit despre Dumnezeu cu niște cuvinte extraordinare. Și David a fost singurul care a adus cinste tatălui său, probabil și mamei sale. M-a uitat în Geneza 47, familia lui Iosif, tatălui, frații lui, cu copiii, cu soțiile, au ajuns în Egipt. În capitolul acesta, 47 din Geneza, citim că Iosif a luat dintre frații săi pe 5, nu știu cum i-a ales. Și a dus la faraon să-i arate, ăștia-s frații mei. Și faraonul i-a întrebat cu ce se ocupă, când a auzit cu ce se ocupă, nu prea a fost interesat, că nu era specialist în creșterea vacilor sau oilor. Și după aceea citim de la versetul 7 că Iosif l-a dus la faraon și pe tatăl său, pe Iacov. Ce motiv ar fi avut faraon ca să stea de vorbă cu un bătrân de 130 de ani cât a avut atunci? Ce motiv ar fi avut? Faptul că Iosif l-a reprezentat cu bine, frumos. Dragi copii, dragi tineri, voi vă puteți cinsti părinții și vă sfătuiesc, vă poruncesc să o faceți, purtându-vă în așa fel încât să aduceți cinstire părinților voștri. Să nu întrebe nimeni a cui băiatul ăla care merge de 7 ori pe program la toaletă. A cui e tânărul acela care după ce termină cântarea stă în parcare. Până la urmă noi știm a cui e. A cui e tânărul acela care uite ce mărturie frumos. Asta e totul altceva. Aș dori ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți tinerii biserică, pe toți copiii. Să-i ajute să înțeleagă că e poruncă dumnezeiască aceea de a-și cinsti părinții. Când școala te învață una și tata te învață alta, dacă e după cuvântul lui Dumnezeu și te învață tata, ascultă de ce te învață el. Voi la ceas, eu mă voi opri aici. Textul nostru este foarte bogat, foarte amplu. Mă voi opri aici și vom trece la oficierea propriu-zisă actului de binecuvântare. Actului acestuia în care, ținând în brațe această fetiță cu numele Sara Patricia, voi citi peste ea cuvântul pe care în urmă 3500 de ani Dumnezeu l-a dat lui Moise. Și cuvântul lui Dumnezeu stă în picioare. Istoria trece, se derulează, dar cuvântul lui Dumnezeu stă în picioare. Voi citi peste ea cuvântul acesta, cu dorința ca Dumnezeu să împlinească fiecare cerere din acest cuvânt. Apoi mă voi ruga ca Dumnezeu să o binecuvânteze și după ce mă voi ruga pentru ea, o voi încredința din nou părinților și unul dintre părinți se va ruga de asemenea. Vă invit să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Sara, Patricia, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndureze tine, Sara, Patricia, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Sara, Patricia, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel, și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul, amin. Amin.